Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța se confruntă cu o scădere a numărului donatorilor de sânge. Este nevoie de cel puțin 60-80 de donatori zilnic. Pacienți cu boli grave, copii și adulți au nevoie de tratament transfuzional. Fără ajutorul donatorilor de sânge nu li se poate asigura acest tratament. Astfel, Centrul Regional de Transfuzii va avea program de lucru și sâmbătă, în intervalul orar 9-13. Pot dona cei care au vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, au o greutate de peste 50 de kilograme și nu au suferit de boli precum hepatită virală, tuberculoză, infecție HIV și așa mai departe. Persoanele care au peste 50 de ani trebuie să aducă de la medicul de familie o adeverință din care să reiasă că nu suferă de boli care ar contraindica donarea de sânge. Înainte de donare, oamenii trebuie să mănânce ceva ușor, sandvișuri, fructe sau lactate și să bea minimum 500 ml de lichide. Donatorii vor beneficia de 7 etichete de masă pentru produse alimentare și de contarea cheltuielilor de transport în comun în ziua donării. Intervalul minim între două donări este de 2 luni, iar numărul maxim de donări pe an 4 pentru femei, 5 pentru bărbați. De asemenea, constanțenii care vor să meargă la centru în timpul săptămânii se pot programa telefonic cu 24 de ore înainte la numărul de telefon 0774665815 între orele 12:30-14:30. În paralel se va desfășura și o acțiune de informare și recrutare de donatori de celule STEM cu înscriere în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule STEM.